ce pot să fac pentru România? Mie chiar îmi place să trăiesc în România, eu chiar vreau să fac ceva în țara asta, eu chiar iubesc țara asta, da? Și mă gândesc foarte serios să mă întorc definitiv. Deja fac multe lucruri pentru România și Vigdes pentru că iubesc ceea ce se întâmplă aici. Și atunci mă gândesc că din cele 5 milioane de români care sunt, da? Măcar 1 milion să trăiască ce trăiesc eu. Și peste 10 ani de zile, peste 20 de ani de zile, după ce le-a intrat în sânge cumva mentalitatea occidentală, modul de lucru occidental, cum să zic eu, seriozitatea, că la olandezi e seriozitatea, adică faci o treabă, o faci, înțelegi? Le-a intrat cumva în gene chestia asta, se întorc în România, milionul ăsta, da? Și la un moment dat impactul se va vedea în societate. Eu sper în lucrul ăsta și sper cu adevărat că se întâmplă peste, știu și eu, 5 ani, 10 ani, nu știu, dar sper, pentru că, să știi, nu e așa de ușor în străinătate, mai ales când stai mulți ani departe de străinătate, începi să vezi cumva altfel viața. Cristian Presură este cercetător la compania Philips Olanda, a obținut doctoratul în fizică la Groningen, apoi s-a specializat în domeniul senzorilor medicali, inventând și introducând pe piață, împreună cu echipa din care face parte, primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. Cum vine asta? Păi adică porți un ceas la mână, doar un ceas, pentru că înainte existau ceasuri, dar aveai și o bandă electrică. Banda electrică îți măsoa semnalele electrice. Din semnalele electrice obțineai bătăile inimii. De câte ori îți bate inima? Nu normal, îți bate 70 de ori pe minut, 80 de ori pe minut. Când alergi, ajungi și la 140 de ori pe minut. Da? Deci banda îți măsura, transmitea la ceas. Și trebuia să porți atât banda cât și ceasul. Asta exista până acum 6 ani de zile. Iar eu am reușit ca să fac un senzor optic, am aici ceasul, ceasul este primul produs pe piață care are astfel de senzor, iar senzorul ăsta optic de aici îți măsoară același lucru, adică bătăile inimii, în cazul de față 89, mi-a crescut puțin, ce e drept, de la interviul tău, reușește să măsoare numai bătăile inimii, reușește să măsoare bătăile inimii folosind numai un singur ceas. Atât, cam de unde a venit această idee? Sunteți sportiv? Nu sunt sportiv, deși merg cu bicicleta. Locuiesc în Olanda și merg cu bicicleta. Dintr-o întâmplare, aș putea să spune, sau dintr-o combinație de întâmplări, lucram la un moment dat la un alt fel de senzor care măsura prin efecte Doppler viteza obiectelor. Și am luat senzorul respectiv și l-am pus pe braț aici. Că m-am gândit eu că în interiorul pielii există sânge și sângele se mișcă. Și am zis, eu nu pot să măsor eu cum se mișcă sângele punând senzorul pe piele. Și când m-am uitat eu la semnale, am văzut că se vă bătăile inimii. Puc, puc, puc. Zic, ia uite, fiare, în chestia asta poate să măsoare bătăile inimii. Nu. Am pus într-un ceas, am făcut demonstrația și mai departe un șef a zis, băi, foarte interesant, hai să vedem ce putem să facem de aici. Ei, n-a rămas senzorul din forma primitivă. După aceea eu am îmbunătățit senzorul, am adăugat alte chestii ca să-l fac să meargă efectiv. Dar, cum am spus, a fost o întâmplare, că am luat chestia respectivă și am pus-o pe piele și am măsurat. Un șef din Olanda. Absolut. Dacă erați aici în Philips, România, dacă erați aici în România, credeți că un șef ar fi apreciat așa această invenție, hai să spunem? De ce nu? De ce nu? Nu sunt negativ față de România. Să știi că eu am lucrat la Institutul de Fizică Atomică, am lucrat acum 20 de ani și acolo am avut oameni care au fost oameni deosebiți, care m-au învățat cum se face fizică, precum se face în vest. Am lucrat, de exemplu, cu Voicu Lupei, care acum este academician, și domnul Voicu Lupei mi-a arătat în laborator cum se face fizica în vest. Eu când am ajuns la doctorat în Olanda, pentru mine n-a fost nici fel de schimbare. La fel se făcea la Institutul de Fizică Atomică, la fel se făcea în Olanda. E vorba de acest sistem de gândire, de aceeași seriozitate, de aceeași efort pe care îl faci ca să înțelegi lucrurile în esența lor. N-aș fi chiar așa de negativ cu niște. Dar poate eu sunt puțin negativistă, dar cum se întâmplă atunci, cum se face că mulți dintre oamenii valoroși, oameni cercetători din România, se afirmă mai mult în străinătate și mai puțin aici? În primul și în primul rând, că în străinătate e un ecosistem. Ecosistem de ce? Vorbim de vest când vorbim de străinătate, da? Vorbim de America, vorbim de Europa de vest. Ei, acolo salariile sunt mult mai mari. Sistemul de viață este mult mai bun. Ai mai multă liniște. Tu, ca cercetător, ai un salariu suficient de mare ca să nu-ți faci griji pentru viața de mâine, da? Ei, acel ecosistem este în stare ca să aducă mulți cercetători la un loc și să creeze un ecosistem care este favorabil mediului inovativ, da?
Ei, România, când o să fie la fel de bogată ca Olanda, o să fie în stare să creeze acel ecosistem. La ora actuală nu este atât de bogată și atunci tu nu poți să faci decât un efort să ai anumite zone în care, eventual, cum e la laserul de lămgurele, poți să încerci să creezi un ecosistem ca să creezi performanță mondială. Dar e mult mai dificil, pentru că ești în România, nu beneficiezi de infrastructură. De ce ar veni un japonez să lucreze la Măgurele când el, ca să ajungă de la aeroport la Măgurele, da, trebuie să ia toate mașinile prin tot traficul care e în București, când în Olanda ajunge imediat, nu e niciun fel de problemă. Deci beneficiezi într-o țară bogată de un ecosistem care face posibilă inovația mult mai ușor. Te-ai îmbogățit din fizică, din invențiile pe care le faci? Nu. De ce? Pentru că nu e vorba numai de compania la care lucrez, da? Aproape toate companiile din Europa de Vest semnează contracte cu angajații. Cercetătorii, inventatorii semnează un contract că tot ceea ce inventează este al companiei. Iar compania are argumentul următor. Mă, nu e rău ceea ce facem noi, pentru că voi sunteți, cât sunteți? 1000 de inventatori? Păi doar 10, doar 20 o să ajungeți să faceți o invenție și invenția aia aduce bani pentru toți. Și e un fel de egalitarism, ca să zic așa, care este acceptat. Și atunci poți să faci invenția cea mai mare, nu primești decât recunoștința colegilor și eventual a șefilor. Bănuiesc că un salariu există totuși care nu este tocmai mic. Absolut, de acolo. Care îți permite să te gândești ce invenție să mai faci și a doua zi, nu? Exact. Vorbești de ecosistemul ăsta care trebuie creat. Sunt multe voci din domeniul cercetării care spun că nu neapărat subfinanțarea sistemului care e o problemă, ci că banii care sunt în sistem se duc aiurea, se împrăștie în tot felul de lucruri. Spre exemplu, România are cel mai puțin cercetător la milionul de locuitori din zonă. Bulgaria și Croația au dublu. În schimb, la kilometri și tone de volume scrise și publicate, România e cu mult peste. E o direcție că banii se duc în altă zonă decât țintit unde ar trebui să se ducă. E un adevăr în ceea ce spune el. E un adevăr. În sensul că nu avem, de exemplu, la ora actuală mecanisme în cercetarea românească care să diferențieze acele zone din ecosistem care sunt performante și să le atribuie finanțare corespunzătoare, să le facă să crească, da? Pentru că dacă ar face acest lucru, alte zone ar trebui cumva distruse, da? Că îi lași pe ăștia buni să crească și atunci trebuie să-i dai pe ăștia la o parte, că nu ți ajung banii pentru toți. Ori sistemul ăsta, care în alte țări e bine pus la punct, în România nu prea există. În România e blocat, pentru că în România există zone de interes. Adică zona asta care nu e performantă, știi? Nu trebuie să o lăsăm noi să dispară. Avem nevoie, hai să-i mai dăm niște bani. Și atunci nu poți să-i faci pe ăștia ca să crească, da? Au fost discuții în cercetarea românească. Au fost discuții, de exemplu, despre evaluatori internaționali. Da? Pentru că ca să ai un sistem de cercetare mondial, tu trebuie să îl evaluezi la standardele mondiale și să folosești evaluatori internaționali chiar pentru proiectele din România, ca să spui, mă, proiectul ăsta este bun, îl faci să crească. Ori evaluatorii internaționali pentru proiectele din România au fost scoși de câțiva ani. Se folosesc doar evaluatori din România. Și există mulți voci care spun, mă, asta nu este bine, pentru că dacă ești din România și faci evaluare, atunci tu poți să-i avantajezi pe ăștia care, de fapt, nu sunt performanți și să-i păstrezi în sistem. Când ai ajuns în Olanda și te-ai angajat, colegii, bănuiesc, Olanda are așa totuși o istorie cu noi, mai ales în ultimii 10-15 ani ne-au criticat tot timpul, mai ales când era vorba de integrare. Când ai ajuns acolo, ce știau colegii despre România? S-au uitat mai urât la tine că vii din România? Nu știau foarte multe. Deci România, Armenia, trebuia să zic de două ori, București, Budapesta, trebuia să zic de două ori. Eram cineva din Europa de Est. Acum trebuie să spun că în Olanda este un avantaj să vin din Europa de Est, pentru că problemele cele mai mari sunt cu alte comunități, comunitățile de turci, comunitățile de marocani. Dacă Olanda la ora actuală este, să spun, da, văzut așa puțin rasist împotriva străinilor, da, această, să zic așa, nepotrivire se duce către comunitățile astea de musulmani special. Dacă spui că ești din România, spune, a, numai puțin, ești din Estul Europei. Am înțeles, deja ești privit și acceptat mult mai bine decât celelalte comunități. Eu personal n-am avut niciun fel de problemă, în special pentru că am fost în mediul universitar, am fost în special în mediul unei companii în care contează doar ce știi. Ești apreciat în funcție de doar ce știi. Niciodată nu am avut probleme de genul ăsta. E adevărat că dacă intri și în alte medii din Olanda, la un moment dat o să întâlnești.
Există școli, de exemplu, în Olanda, am aflat și eu, în care dacă intri în curtea școlii, nu ai voie să vorbești cu copiii tăi decât în olandeză. Nu mai ai voie ca să vorbești în limba ta maternă cu copiii. Pentru că, da, există oarecare spaimă față de străini. De ce? Dar, poftim? De ce? În special este spaima de necunoscut. Spaima aceasta ancestrală de necunoscut. Ei sunt musulmani, ei să spun în cazul de față a grădiniței respective vin din România. Ok, cine sunt românii, ce vor? Noi avem cultura noastră, care în cazul de față e cultura olandeză, dar poate să fie cultura ungurească, poate să fie cultura americană, nu contează. Tu îți cunoști propria cultură și te simți bine în ea. Și îți vin alții care intră în sistemul tău și începe să-ți fie frică. Ăștia o să schimbe, ăștia o să facă. Deci, cred că e mai mult o frică ancestrală, nu atât o, să zic așa, o incultură. Nu cred că există. Știau colegii tăi că în România sunt oameni așa de deștepți? Hai să spun așa, că profesorii mei de la universitate au fost surprinși că studenții din România știu foarte multă matematică. Și asta este adevărul. Eu am fost crescut în școală, în sistemul comunism și știi atunci, se băga foarte multă matematică în noi. Mie mi-a plăcut matematica, în general toți cei care performau în sistemul românesc erau foarte buni la matematică. Ei, și studenții care veneau din România veneau cu foarte bune cunoștințe matematice și profesorii chiar erau surprinși. Bă, zice, dar ăștia din România chiar se pricep la matematică. Da, au fost surprinși. E atât de sumbru scenariu cu cercetarea românească? Da, cred că în unele cazuri este sumbru. Adică îmi imaginez că există zone în care cercetarea este neperformantă și nimeni nu vrea să scuture sistemul, da? Și să spună păstrăm doar cercetarea performantă, fie și ea doar 20% din toată cercetarea, dar pe aia o păstrăm și pe aia o lăsăm să crească. Nimeni nu are curajul. Cine să scuture sistemul ăsta? Vorbim de aici, dacă peștele de la cap se împute, nu? Să o spunem direct, vorbim de factorul politic. Cine să-l scuture? Ce pot să spun? Nu, n-aș vrea ca să dau nume pentru că nu e vorba de nume. N-aș vrea să dau partide politice pentru că nu știu. Poate că nu e vorba de partide politice. E vorba de o forță politică care să își asume, da, că face această scuturare care va avea un impact negativ în societate. Adică unii oameni își vor pierde serviciu, unii oameni vor fi trebuit dați afară și așa mai departe. Da, dacă faci, vorbesc pe bune de treaba asta, da? Care să își asume cel puțin, în primul rând, lucrurile simple de care am vorbit, evaluatorii internaționali. Ca să vedem efectiv competiție, care să-și asume faptul că cei mai mulți bani trebuie dați pe bază de proiecte competiționale. Pentru că proiectele competiționale sunt numai un procent din banii care se alocă la ora actuală cercetării. Se alocă foarte mulți bani fără competiție. Administrativ. Da? Deci, în final, trebuie o forță politică care să spună, mă, facem o treabă, o să pierdem din cauza asta, pentru că oamenii nu o să ne mai voteze, pentru că oamenii care să piardă în jocul ăsta nu o să ne mai voteze, dar e bine pentru România. Ei, care forță politică vrea să facă lucrul ăsta? Pentru că aici poate e una dintre problemele României, da? România suferă, are probleme și în alte domenii, da? Nu numai în cercetare. Și în alte domenii la fel trebuie procedat. La un moment dat trebuie să faci o curățenie și în urma curățeniei cineva va pierde. Deci tu trebuie să-ți asumi politic un eșec, că anumiți oameni nu te vor mai vota. Politicianul român nu vede legătura între cercetare, performanță și bani, produse noi care în definitiv trebuie să-ți aducă niște bani. În schimb, când trebuie să cumpere ceva, se va duce întotdeauna și va cumpăra din Occident. Utilajul de care are nevoie, chiar și hrana de care are nevoie, apelează imediat la calitate. Cum e posibil să o recunoască acolo, iar în țară să nu investească deloc? Hai să zic așa, că există mulți politicieni români care nu apreciază un lucru mult mai de bază, și anume gândirea critică. Pentru că dacă ar încuraja gândirea critică, sistemul politic ar fi reformat. Da? Pentru că trebuie să ai un sistem politic care e pentru oameni, care face treabă în țara asta. Da? Ei, politicianul român de multe ori e frică de omul care gândește critic. El preferă un alt fel de om care să dea cu votul acolo în continuare, că face el cum era înainte și nu știu ce și nu știu cum. Dar e cumva chiar mai adâncă problema decât cea menționată de tine. Dacă ar fi să-i dai un sfat unui politician, să presupunem o situație, să facem un scenariu. Da. Ai fi consilierul unui politician român. Care ar fi primul sfat pe care l-ai da? Primul sfat pe care l-aș da, sincer să fiu, ar fi ca să identifice oamenii care pot să aducă schimbare și care nu numai atâta pot să aducă schimbare, da? Dar pot să inspire oamenii ca să accepte acea schimbare. Deci ai un om
pe un anumit domeniu. Tu identifici un domeniu economic, un domeniu de cercetare, da? Și spui, mă, omul ăsta știe sistemul foarte bine, dar nu numai atât. Inspiră oamenii și îi face pe oameni să înțeleagă că avem nevoie de o schimbare. Și în felul ăsta schimbarea este acceptată mai ușor în domeniul respectiv. Deci primul lucru care îți trebuie oamenii care știu despre ce e vorba și oamenii care inspiră. Ca un orizont de timp, crezi că se va întâmpla destul de curând așa ceva? Eu am o speranță, sincer să fiu. Am o speranță și anume, mă gândesc așa, că sunt foarte mulți români plecați în străinătate, da? Între 4 și 5 milioane, da? Sper ca mulți să pățească ceea ce eu personal pățesc. Eu am plecat din România de 20 de ani, da? Și e ok, am avut o viață frumoasă, am făcut ceva la servici, am studiat, am o familie, am 3 copii, copiii mei au crescut. În timp însă, mi-a revenit cumva dorul de țară. Pentru că am scăpat cumva de grijile acestea materiale, că trebuie să fac ceva pentru copiii mei, că trebuie să fie, da? Copiii mei deja sunt mai mari și încep să meargă pe drumurile lor. Și atunci mă gândesc la România și spun, mă... Sunt două lucruri pe de care m-aș lega de răspunsul tău. Săptămâna trecută am avut o invitată în studio pe Irina Bosighica, descendenta unor celebre familii nobiliare, dar nu e asta. Ea e o profesionistă desăvârșită, a dovedit-o și în presă cu 10 ani de Reuters și BBC și e înalt funcționar la Ministerul Culturii din Franța. Experiențele ei legate de centenar, de ajutorul dat Ministerului Culturii sunt de nepovestit. Efectiv, impact zero. Nimeni n-a avut nevoie de ajutorul ei. Ea spune exact ceea ce spui și tu, că dacă s-ar crea un cadru politic cât de cât bun, oameni cu multă experiență care lucrează afară, cum ești și tu, cum ești, s-ar întoarce și România ar ajunge foarte repede la un nivel superior. Însă eu te mai întreb ceva, migrația din România e foarte, foarte mare, undeva la peste 200 de mii de tineri pleacă în fiecare an din România. Nu ți-e teamă că atunci când te vei întoarce tu nu vei mai avea cu cine să mai faci ceva? Nu, în primul și primul rând că dacă mă întorc, mă întorc pentru mine. Dar fie și un copil. Un singur copil care am și explic fizică, mă întreabă de găurile negre, mă întreabă de stele neutrușe. Lui dacă îi explic, sufletul meu e mulțumit. Deci eu mă întorc în special pentru mine, pentru că ajutând pe oamenii din jurul meu din România, eu mă simt foarte bine. Deci eu personal nu am problema asta, că impactul meu nu o să fie național în România și orice aș face eu e pierdut în sistem. Nu privesc așa lucrurile, pentru că poate e pierdut în sistem, dar se regăsește în anumiți oameni, da? Și asta a dat un sens vieții mele. Dar, într-adevăr, ce spui tu? S-ar putea ca România să aibă o șansă pe care să o piardă din nou. Nu uita, suntem la 30 de ani după comunism, uită-te la clădirile din jur, uită-te la drumurile din jur, uită-te la... Și o să ajungi la concluzia că în comunism poate că s-a construit mai mult decât ce s-a construit în ultimii 30 de ani. Că noi trăim pe o infrastructură construită în comunism, da? Deci în acești 30 de ani cât s-a făcut? Poate că o să mai fie încă 30 de ani, nu știu, poate că se va întâmpla și eu sper că nu. Dar nu am chestia asta că, domnule, vin și s-a pierdut ceea ce am făcut eu. Nu, ok, s-a pierdut și ce a rămas în sufletul lor oameni, e suficient pentru mine. Întoarcerea asta ta în România ar presupune și o implicare politică sau vorbești doar ca un tehnocrat? În primul rând să-ți răspund că sunt de acord cu tine. Deci eu sunt de acord că oamenii trebuie să se implice și politic și nu trebuie ca să le fie în general rușine, da? De a se implica politic. Eu personal încă nu fac lucrurile astea. Poate că atunci o să le fac mai mult. Deocamdată nu le fac mai mult. Le încurajez în schimb, pentru că într-adevăr în societate oamenii trebuie să-și asume lucrurile, da? Dar de ce îmi vine greu ca să-ți răspund la întrebarea asta? Pentru că poate că și eu ar trebui să fac mai mult și nu o fac. Eu mă concentrez în special pe popularizarea științei și am multe lucruri de făcut. Scriu cărți, eu am conferințe și așa mai departe și nu prea am timp de lucrurile astea. Dar pe de altă parte îmi și dau seama că și politica e un alt joc, știi? Și mi-e frică. Adică, bun, oamenii mă apreciază că vorbesc despre fizică, da? Ok. La un moment dat eu intru în sistem politic. Și la un moment dat îmi spune cineva să ia o decizie politică care influențează toată țara. Zic, mă, numai puțin, cunosc eu sistemul ăsta al României ca să am încredere că decizia pe care o am este bună? Și răspunsul meu este nu. Deci există și un fel de înțelegere a faptului că a face politică este mai mult efectiv decât, cum să zic eu, a lua niște decizii în domeniul tău. Ce le lipsește românilor atunci să se implice mai mult, să se facă mai mult în țara asta? Poate nu doar cu implicarea politică.
A zice că în ultimul timp am văzut și mi-a plăcut lucrul ăsta, mi-a plăcut foarte mult că și în România a apărut chestia asta de voluntariat. În Olanda e o chestie dezvoltată de-a lungul anilor și trebuie să recunosc că în educația copiilor există școala, există familia și există tot felul de activități care se combină cu școala, da? Sporturile. Toți copiii fac un sport, muzică, toți copiii fac un instrument. Ei, în aceste activități extrașcolare sunt implicați foarte mulți voluntariați și am citit undeva o estimare că unul din două persoane olandeze este implicată într-o activitate de voluntariat. Și vorbim de părinți, vorbim de pensionari, vorbim de oameni care au servici, dar care aleg în timpul lor liber să facă ceva în activitatea de voluntariat. Și de cele mai multe ori sunt chestiile astea de copii, adică sunt instructori de copii. Fie este antrenorul echipei de fotbal, fie este antrenorul echipei de tenis de masă, fie la un instrument de muzică. Deci această implicare în societate, în cetate, mai bine spus. Și am văzut că a crescut asta în ultimul timp în România și asta mi se pare un semn bun, cred eu. Care ar fi pașii pentru el? Ce ai recomanda? În primul rând, ca să fie foarte serios în ceea ce face, să citească foarte mult, să-și păstreze entuziasmul, da? Mai ales să citească pe cei mari, pentru că atunci când îl citești direct pe Einstein, știi, e foarte frumos. Citești doar două fraze de Einstein și îl înțelegi, știi? Și spui, wow, mă înțelegi ce a făcut Einstein, știi? Și păstrezi entuziasmul și mai mult înveți de la marele tău maestru Einstein, știi? Deci trebuie să mergi direct la cei mari și să-i citești cât poți de mult, știi? Deci le recomand pur și simplu să fie în, să trăiască în această lume a ideilor care sunt la marginea cunoașterii, să trăiască lângă oamenii care inspiră, să-l citească pe Richard Feynman, da? Să se inspire, să se uite pe internet la prezentări, să uite la canale de YouTube, că tinerii de astăzi se uită foarte mult la canale de YouTube și unele dintre ele sunt foarte bune, da? Bun, ok, Visos face așa și așa, dar face popularizare bine, da? Da, ai Smarter Everyday care face la un nivel mai mare sau ai PBS Space Time, care e un alt canal de științe, care e la un nivel și mai ridicat, da? Sunt niște, obțin niște informații foarte bune. Deci el, în esență, îi spun întotdeauna, el trebuie să trăiască în această lume a ideilor pentru ca să și le dezvolte. Pentru că astfel ce se întâmplă cu mintea lui? Începe să fie pierdută lucrurile din jur și începe ca să se piardă și începe să fie preocupat de alte lucruri care nu sunt importante și care nu-l ajută. Și la un moment dat se pierde. Unii sunt mai pragmatici. O să te întrebe și eu ce câștig dacă fac fizică? Păi... trebuie ca să vezi persoana respectivă, înainte de a pune această întrebare, ce fel de persoană este. Pentru că dacă persoana respectivă este o persoană care urmărește câștigul material, tu îi spui, băi, nu face fizica. Hai să fii serios, că în fizică nu se fac bani. Deci chiar nu știu eu, n-am niciun fel de coleg fizician care să fie bogat, extrem de bogat. Vorba aceea, și dacă e premiul Nobel, deci face o descoperire extraordinară, da? Trebuie să împarți milionul ăla de euro la trei persoane, că trebuie să trei care îl iau și ești tu doar 300.000 de euro. Păi 300.000 de euro poți să-i faci cu un business mai ușor. Ai primit un premiu, un pic diferit, medalia de onoare Societății de Științe Matematică, da? Un fizician care primește, cum a fost, povestește-ne. A fost o surpriză foarte mare. Într-adevăr, există Societatea de Științe Matematice din România. Ei sunt cei care se ocupă în esență de Gazeta Matematică. Și e o societate care are mulți ani în urmă, deci este de mult timp. Și la începuturile societății se dădeau medalii. La un moment dat s-a întrerupt și anul acesta Societatea de Științe Matematice din România a hotărât ca să reintroducă o medalie pentru cei care fac ceva pentru promovarea matematicii. Și surprinzător, într-adevăr, anul ăsta a ales să dea această medalie unui fizician, adică mie. De ce? Pentru că eu în fizica povestită am ales ca să folosesc și ecuații. Mai mult, pentru că eu atunci când folosesc despre fizică, le spun întotdeauna oamenilor că fizica este o poveste la început, dar ea apoi trebuie continuată cu matematică. Deci trebuie să ai rigurozitatea matematică în fizică. De ce? Pentru că limbajul naturii este matematica, știi? Și atunci când am elevi care știu matematică, le explic și ce trebuie să facă, care sunt pașii următori matematici. Iar Societatea de Științe Matematice a apreciat, da? Și, într-adevăr, spre surprinderea mea, m-a premiat anul acesta.